Luna iunie, cunoscută în popor și ca Cireșar, ne-a dus în județul Argeș la Institutul de Cercetare-Dezvoltare de Pomicultură de la Mărăcineni. În mijlocul unei livezi de pomi încărcați cu fructe roșii și dulci, aici la Mărăcineni este locul unde poți vedea ce înseamnă o tehnologie completă de cultivare a cireșului românesc. Bună ziua! Bine ați venit la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură de la Mărăcineni, Argeș. Suntem în luna iunie, numită popular cireșar, astfel vă propun ca prima incursiune să fie într-o livadă de cireș. Știm cu toții că cele mai gustoase cireșe sunt cele din luna iunie. Dulci, crocante și nu întâmplător, Creangă ne povestea cu atât de multă pasiune de pofta de cireșe în amintiri din copilărie. Cireșele sunt recunoscute pentru efectele și proprietățile deosebite, diuretice, depurative, laxative. Astfel că este păcat ca în plin sezon de cireșe să nu beneficiem de aceste fructe. Ne aflăm astăzi într-un lot intensiv de cireș, o cultură modernă, înființată în urmă cu 6 ani. După cum puteți observa, distanța de plantare dintre rânduri este de 4 metri, iar între pom pe rând avem doar 1 metru. Asta înseamnă o densitate de 2500 de pomi la hectar. Anul trecut, în acest lot experimental, au fost obținute 20 de tone de cireșe și așteptăm ca anul acesta producția să fie de 22-23 de tone. Din păcate, primăvara anului 2022 nu a fost favorabilă soilor de cireș care au înflorit mai târziu soilor tardive, dar anumite soiuri au găsit condiții pedoclimatice favorabile și putem să avem producția pe care o vedeți astăzi. Acest sistem de cultură este posibil nu numai datorită soiului, dar cel mai important factor îl constituie portaltoiul, partea subterană pe care nu o vedem. Portaltoiul are o vigoare mică, de aceea vedeți că fiecare pom este susținut de un tutore de bambus pentru a împiedica fenomenul de dezrădăcinare. Vigoarea redusă permite creșterea numărului de pom pe unitatea de suprafață, astfel producția crește. Sistemul de cultură dezvoltat în cadrul institutului înseamnă o dezvoltare a pomilor pe verticală până la înălțimea de 3 metri și mai puțin pe orizontală. Toate tăierile, pornind de la întreținere, tăierile de întreținere și de fructificare din timpul perioadei de repaus, dar și tăierile în verde din timpul perioadei de vegetație, trebuie să asigure un echilibru între frunză, care este bucătăria pomului, importantă în procesul de fotosinteză, și fructe. Practic, în pom, trebuie să avem suficiente frunze care să asigure hrănirea și dezvoltarea fructelor. Livezile clasice sunt în curs de înlocuire cu plantații moderne și mai productive. Vechilor scheme de plantare le iau locul densități mai mari de pomi și o genetică nouă. O atenție deosebită se acordă formării și menținerii unei coroane care să asigure pomilor atingerea potențialului maxim de producție. Livezile moderne înființate în ultimii ani în România sunt livezi de felul acesta, livezi intensive. Practic s-a trecut de la sistemul clasic, unde distanța dintre pomi era de 5 metri, la o distanță mai mică de 1 metru, până la 0,75 de centimetri. Pomii observați sunt conduși sub formă de fus zvelt, un fus subțire, nu avem o coroană globuloasă. În felul acesta, fructele se colorează mai bine, sunt ușor de recoltat. Știți că în pomicultură, ca de altfel în toată agricultura, forța de muncă manuală este îmbătrânită, greu de găsit, costisitoare și de aceea sunt preferați acești pomi cu o talie mai mică, cu o coroană mai joasă, unde lucrările se pot face mult mai ușor și recoltarea se realizează cu ușurință.
Practic, toate fructele obținute într-o astfel de livadă sunt fructe de calitate extra și calitatea întâi. Ele ajung numai în supermarket pentru consum în stare proaspătă, corespund cerințelor ridicate. Niciun fruct nu merge către procesare dintr-o astfel de livadă. Au calibru, au culoare, nu sunt deteriorate de boli, de dăunători. Aceasta este o dovadă că au fost aplicate în mod corespunzător programele fitosanitare de combatere. În cazul livezilor de cireș, profitul nu se obține din primul an, nici măcar din al doilea. Primele producții de cireșe sunt modeste, iar recoltele eficiente din punct de vedere economic sunt sigure din anul 4 sau 5 de la plantare. Prima producție economic înregistrată a fost în anul 4 de la plantare, respectiv 18 tone la hectar. În anul 5 s-au obținut 20 de tone, adică anul trecut, iar estimăm că anul acesta producția va fi de 22-23 de tone. Durata maximă de exploatare pentru o livadă superintensivă de cireș este de maxim 12-15 ani, dar în această perioadă, datorită producției, cheltuielile cu investiția vor fi amortizate și există și profit. Față de livezile clasice, cu o durată de exploatare mult mai mare, livezile superintensive permit recuperarea rapidă a investiției. Am optat pentru această distanță de plantare de un metru între pom pe rând și considerăm că este o distanță optimă, asigurând în felul acesta cantitatea suficientă de lumină care să asigure o colorare uniformă a fructelor, să împiedicăm aglomerarea de frunziși care ar constitui un factor declanșator pentru invazia unor boli și dăunători. Cu cât coroana este mai deasă, cu atât avem nevoie de mai multe intervenții în verde, astfel încât să expunem fructele la soare, să permitem colorarea lor. Sistemele tehnologice moderne își găsesc locul în livezile comerciale. Ele vin și ajută fermierul să monitorizeze atât irigarea cât și fertilizarea, dar mai ales atacul bolilor și dăunătorilor. Și am să vă dau câteva exemple. De exemplu, pentru a monitoriza sistemul de fertilizare cu ajutorul senzorilor și a unui sistem GPS, informațiile ajung fie în calculator, fie în telefonul fermierului. Acesta este avertizat asupra momentului de aplicare a fertilizanților pe baza rețetei de fertilizare stabilită în funcție de cerințele speciei și de fenofazele de dezvoltare. De asemenea, sistemul avertizează fermierul în situația în care apare o avarie, astfel poate să intervină în timp real și să rezolve problema. La nivelul solului sunt inserați senzori care măsoară cantitatea de apă și temperatura solului la diferite adâncimi, 20, 40, 60 de centimetri. Informațiile, în mod similar, ajung printr-un sistem wireless la fermier. Acesta declanșează și pornește sistemul de irigare pentru a evita apariția fenomenului de stres hidric. Este cunoscut faptul că cireșul este o specie sensibilă atât la excesul de umiditate, dar și la lipsa apei din sol. În ceea ce privește monitorizarea dăunătorilor, ea este făcută cu ajutorul capcanelor cu feromoni, capcane electronice, și supervizată de un sistem video care trimite în timp real imagini. Aceste imagini sunt procesate și previn, avertizează fermierul, îl atenționează că este timpul să stropească cu insecticide, este atins pragul ecologic de dăunare, camera video înregistrează dăunătorii și avertizează atunci când crește numărul de adulți
practic atunci când trebuie aplicat tratamentul cu insecticide, astfel încât efectul, eficiența produsului să fie maximă. De asemenea, în livadă este instalată și o stație meteo care furnizează informații ce se corelează cu atingerea pragului de dăunare în privința bolilor foliare. La nivelul trunchiului sunt instalați diferiți senzori care oferă informații științifice în ceea ce privește fenomenul de dezvoltare, de creștere în grosimea trunchiului. Pot să apară oscilații care sunt determinate, măsurate în timp real. Datele sunt procesate și folosite fie în lucrări științifice, fie în rapoarte de cercetare pe care colegii mei le întocmesc. Un astfel de sistem are costul de 70.000 de lei. Poate pare mult, dar ajută foarte mult fermierul și nu numai fermierul, și pe noi ca specialiști. În momentul în care, dau un exemplu, apar crăpături la nivelul scoarței trunchiului, acestea constituie porți de intrare pentru diferite insecte care își găsesc adăpost în aceste crăpături, dar și pentru bolile criptogamice, la fel de periculoase ca și insectele. Dacă vă tentează să investiți într-o livadă de cireș, vă recomandăm să luați legătura cu specialiștii Institutului de la Mărăcineni. O cultură pretențioasă, dar ale cărei fructe au căutare și preț bun, cireșul rămâne una dintre cele mai profitabile culturi pomicole din România.